Doamne ajută, dragi prieteni, ne găsim aici în localitatea Larga, la poalele muntelui Țibleș, o localitate ce aparține comunei Suciu de Sus, în țara Lăpușului. Bună ziua, Lele Mare, ce faci aici prin Mălai? Bună ziua! Da, mai eu câte o holbură, câte o buruiană de asta care s-o mai făcut de când am săpat în coace. Poți să vii să stăm un pic aici mai aproape de vorbă? Cu nepoțica văd că ești, nu? Sau cine e? Cu nepoțica. A venit să mă ajute, lucră și e. Lucrăm amândouă. Care e viața pe aici, pe la Larga? Da, pe fână pe puțin, că nu s-a făcut cu posecită. Bucatele au întârziat, că te de secetă asta numai nu s-a putut dezvolta cum ar fi trebuit. Apoi spune-ne câteva cuvinte, cum era viața în tinereța dumneatale, cum era mai de mult. Atunci era și semănam câine pe și o culegem, și o ducem și o băgam apă și o scotem și o uscam și o melițam și o hecelam și o torcem, opărem jireghile și țăsăm, punem chiar și lucru bugăt am avut și atunci, noaptea stam și lucram. Te lucram cât era. Și după aceea se făceau tot felul de haine țărănești, făceai... Făcem dară, făcem de tăte, că numai cu haine de acelea amblam. Din lână făcem la bărbați pantaloni, suman și la bărbați și la femei, obghele și la bărbați și la femei și ne încălțam copincile. A, și... se face și din lână, se face și din cânepă. Și din cânepă, da. Și apoi mai după ce a ieșit bumbac, o bumbac bugăt, am cumpărat și am făcut haine de bumbac, de sărbători și... Da, dar cum se face și clacă sau... Se face care era... Cum se ajuta oamenii vara, când era mai mult de lucru, la fân, la... Cum se face? Se ajuta mereu unul la celălalt și cose și strânge, pe când merea la celălalt, iar la altul și se împrumuta așa, de la unul la altul și era bine așa. Da, da, și se face și verjel, sau cum? Se face, dar, pe la Crăciun, pe la Anul Nou, jucau și la bobotează, făcea da, dar după clacă nu se făcea niciun joc. Ba, se făcea și la clacă. Se făcea și la clacă. Da, la clacă, că dacă luai caier și torceai și îl făceai ghem și îl duceai la femeia care, da, purta clacă. Îi duceai ghemul și apoi făceai acolo mâncări, joc, băutură, se petreceau acolo mereu cu bărbații, cu tăți acolo. Nu numai femeia care lua caierul, mereu și da, bărbatul. Dar păi șezătoarea, cum era în șezătoare? Da, pe și în șezătoare, mereu cu caierul acolo, te așezai tăte acolo într-o cameră, la un cineva care lăsa acolo mai multă lume, și apoi vine feciori, și apoi scotea fetele în tindă, și apoi le mai juca, și apoi... Era frumos, era frumos. Era mai frumos decât acum. Mai, cam nu iese șezătoare, că numai mărfetele sara în șezătoare să torcă și să facă nimic. Să facă cipcă, să nimic, nu mai mărg amu. Amu sunt roche bugate, bluzițe, haine, nu mai îmblă cu de-acelea țărănești să facă toată noaptea să lucre. Și ziua cum era? Vi se părea mai lungă atunci? Sau da, cum era dacă... Ziua merem după fân iarna și aducem fân să avem la galiță, merem și ducem gunoi, merem și ne aducem lemne, ne aducem cu mașinile cum aduce amu... Amu, ia că să lucrăm mecanizat, amu și la fân, ia măr cu tractorul acolo și strâng și cosătoare și ghetete, nu? Mecanizat. Da, da, da. Atunci nu. Și duminica mergeți la biserică sau? Merem la biserică, dar vara merem, pe când ieșem de la biserică, merem la joc, la ușură. Acolo merem tinerețe și ne petrecem acolo, era muzicanți
și meream acolo și jucam, ziceam că jucăm, nu dansăm, ca amul, jucam acolo, tot câte o două, o fată și un băiat. Și tare frumos era, era frumos. Da, da, da. Da. Frumos era, buget. Văd că dumneavoastră aveți aici, chiar nu de mult am vizitat și biserica, monument istoric de aici, din Larga, înainte să fie biserica cea nouă. Aici ați mers, la biserica aici, veche. Aici, da, eram toți, stăm pe afară, pângă păresc, că e biserica mică, n-am intrat toți acolo, că n-am avut loc. Și a făcut biserica aceea mare și am încăput toți acolo. Aici stăm roată pângă ea, că n-am avut unii statăți în biserică. Da, da, da. Mică, lume multă. Cum vezi, dumneata, lumea asta în viitor, în viitorul apropiat? Cum o vezi? Mai bine, mai rău, mai... Știi Dumnezeu că tinerețe să duc tăți la orașă, să-și facă bani și să aibă în viitor. Noi bătrânii nu știam să până să lucrăm. Da, dar aveți pensie, nu? Avem. Ca norocul, cu atât avem noroc, avem pensie, că nu știu ce ar fi de noi. Că nu putem lucra cum ar trebui. Asta nu-i lucru ce-l facem noi, așa numai. Da, 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 da. Un timp numai. Așa, să aveți, să mâncați, cum se zice, natural, pe lângă casă, să aveți fasole, să aveți cartofi, să aveți... Da. Să mâncați cât de cât natural. Da, avem câte un timp de toate. Și roșii și... No, îți mulțumesc tare mult că... Și iartă-ne că am venit așa pe nepregătite să te filmăm. Nu e nimic. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce facem noi, puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube din Maramureș în România, să distribuiți, o apreciere. De aceea vă mulțumim tare mult. Doamne ajută!